Poluarea apei pe înțelesul copiilor. Te-ai gândit vreodată la apa pe care o bei și dacă este sau nu curată? Știți ce înseamnă cuvântul poluare sau cum se întâmplă ea? Ei bine, aveți noroc, pentru că astăzi vom vorbi despre poluarea apei, de unde provine și cum puteți ajuta la prevenirea acesteia. Să începem cu un exemplu despre ce este poluarea apei. Imaginează-ți că ți-e foarte sete și cineva îți dă două borcane cu apă. În primul borcan, aveți apă turnată direct dintr-o sticlă de apă sigilată. În cel de-al doilea borcan, aveți apă colectată dintr-un lac din apropiere. Acest borcan este umplut cu plastic, murdărie și alte gunoaie. Pe care l-ai bea? Pumbariuca ai ales primul borcan, așa este. Pentru că apa din al doilea este cu siguranță murdară și poluată. Poluarea apei devine o problemă uriașă, motiv pentru care este important să o prevenim ori de câte ori putem. Deci, ne pregătim de aventură, pentru că de asta vom avea parte. Ce este poluarea apei? Mai simplu spus, poluarea apei este apă murdară, nesigură pentru a fi băută. Uneori, apa este poluată de bucăți mari de gunoi pe care le putem vedea. Alteori, este contaminată de substanțe chimice invizibile nevăzute cu ochiul liber. Apa poluată nu poate fi folosită pentru băut, deoarece conține substanțe chimice sau alți germeni care vă pot îmbolnăvi. Poluarea apei are loc atunci când diferite particule, substanțe chimice și alte substanțe fac ca apa să se murdărească. Poluarea poate fi cauzată prin procese naturale, cum ar fi erupția unui vulcan sau aluviuni de furtuni și inundații. Dar, din păcate, cea mai mare parte a poluării apei este cauzată de oameni. Îngrășămintele sub orice formă din ferme, substanțele chimice și deșeurile menajere sunt doar câteva cauze provocate de om ale poluării apei. Uneori, poluarea se varsă direct în apele de suprafață sau lacurile de acumulare. Alteori, se întâmplă atunci când apa de ploaie se amestecă cu substanțe chimice nesigure. Această apă de ploaie murdară își face în cele din urmă drum în oceane, ape de suprafață, lacuri sau pâraie, fie intrând direct în apă fie după ce se infiltrează în pământ. Și chiar dacă nu putem bea apa sărată din ocean, poluarea apei cauzează multe probleme pentru viața acvatică care trăiește acolo și are efecte negative majore asupra mediului. Uneori, poluarea este vizibilă în apă, ca atunci când există o deversare de petrol sau pete plutitoare de gunoi. Dar alteori, sursa poate arăta la fel de curată ca apa care este sigură de băut. Deci cum faceți să vedeți diferența? Întotdeauna să luați în considerare sursa. Îți iei apa de acasă sau de la școală. Puteți avea încredere că această apă este sigură de consumat. Cum rămâne cu apa dintr-un lac, că râu sau pârâu? S-ar putea să pară curată, dar ar trebui să fie purificată sau fiartă înainte de a fi băută. Întrebați întotdeauna un adult în care aveți încredere dacă nu sunteți sigur de sursa apei. Ei sunt acolo pentru a vă ajuta. Și amintiți-vă, chiar dacă este posibil să aveți acces la apă potabilă sigură, există milioane de oameni în lume care nu o fac. Este important ca toată lumea din lume să aibă apă potabilă sigură. Asta depinde și de noi. Puteți ajuta la prevenirea poluării apei în moduri mici și simple în fiecare zi. Iată câteva fapte pe care să le împărtășiți cu prietenii și membrii familiei pentru a-i încuraja să conserve și să păstreze apa noastră curată. Aproape 11 milioane de tone de plastic sunt aruncate în ocean în fiecare an. Asta înseamnă mai mult plastic în oceanele noastre decât peștele. Chiar dacă aproape 70% din suprafața Pământului este acoperită de apă, cea mai mare parte este oceanul. Doar 2,5% din apă este proaspătă și chiar mai puțin este accesibilă pentru noi să bem. Peste un miliard de oameni de pe planeta noastră nu au acces la resurse de apă curată. Modalități de prevenire a poluării apei Există o mulțime de modalități prin care puteți ajuta la menținerea apei curate acolo unde locuiți. Iată câteva idei de reducere a consumului exagerat și a risipei de apă proaspătă curată. Faceți dușuri mai scurte, cereți părinților să ude gazonul mai puțin, nu lăsați robinetul deschis atunci când vă spălați dinții și asigurați-vă că reciclați gunoiul pe cât posibil. Utilizați și folosiți cât mai puține materiale plastice. Utilizați paiele reutilizabile în loc de cele din plastic și aduceți-vă propriile pungi pentru a vă ridica alimentele. Nu aruncați vopseluri, uleiuri, medicamente sau substanțe chimice în chiuvetă sau toaletă, plantează mai mulți copaci și flori. Și acum câteva întrebări pentru a vă testa noile cunoștințe despre ce este poluarea apei. Apa murdară sau poluată Cine sau ce creează cea mai mare poluare a apei? Noi o facem. Cea mai mare parte a poluării este făcută de om. Adevărat sau fals? apa din lacuri este sigură de băut. Fals. Apa din lacuri trebuie purificată sau fiartă pentru a o face potabilă. Care sunt modalitățile prin care putem contribui la prevenirea poluării apei? Nu irosiți apa, protejați-o, nu aruncați gunoiul în apă, nu aruncați materiale periculoase în canalizare și plantați mai mulți copaci și flori. Sunteți pe cale să ajutați planeta noastră să rămână curată. Amintiți-vă, cunoașterea este putere. Le puteți reaminti altora că peste un miliard de oameni din lume nu au acces la surse de apă curată. De asemenea, puteți împărtăși faptul că noi, ca oameni, putem ajuta la prevenirea poluării apei cu unele dintre ideile pe care tocmai le-am menționat. Un mod ușor pentru a începe este implementarea celor trei acțiuni care încep cu litera R: reduceți consumul, reciclați și reutilizați. Așadar, haideți să lucrăm împreună pentru a ne asigura că apa noastră este mai curată mâine decât a fost astăzi. Sunt Lucian Alexandru și vă mulțumesc pentru atenție.